chiar dacă s-a anunțat vreme rea, risc de ploaie, oamenii au venit la protest în fața guvernului ca să-și exprime nemulțumirea de felul cum e guvernată România. Au nemulțumiri și față de parlament, de majoritatea parlamentară, PSD, ALDE, UDMR, alte minorități și tot felul de independenți oportuniști. Dar supărarea cea mare împotriva ciumei roșii a Partidului Social Democrat. Primii care vin sunt persoanele în vârstă, mai târziu vin și tinerii pe biciclete ca mine sau pe jos. Eu particip la protestele Rezist din 5 februarie 2017, când eram 300 de mii sau un sfert de milion de protestatari bucureșteni, oaspeți ai capitalei, eram aici în Piața Victoriei, în fața guvernului. Mi-am dat întâlnire cu frații la girafa din fața muzeului ăsta, Antipa, și a fost aproape imposibil să ne întâlnim la ora la care ne-am înțeles, pentru că era piața plină și greu de ajuns la girafă. Dar până la urmă am reușit să ne vedem și de atunci, mai ales eu, vin des la protestele Rezist. Mă văd uneori la proteste mai numeroase, mai ample, cu frații mei, cu rudele mele de aici, din București. Mai multe rude mi-au rămas, mi-au venit aici în România decât au rămas în sat sau în Chișinău. Și particip pentru că mă tem să nu ajungă România așa cum a ajuns Republica Moldova, un stat capturat de un clan mafiot care se declară politicieni, dar nu sunt politicieni, ci au comportament de grup criminal organizat și au subordonat instituțiile de stat, inclusiv justiția, mass media, și cam asta e tendința clanurilor mafioti de aici, de România. Recent a fost băgat la pușcărie liderul PSD, Liviu Dragnea, dar PSD nu s-a clintit cu nimic și iată, continuă să guverneze. Chiar azi în Parlament a fost respinsă solicitarea DNA de a-i se ridica imunitatea parlamentară lui Călin Popescu Tăricianu, partenerul lui de guvernare, care conduce cealaltă cameră a Parlamentului, Senatul. Liviu Dragnea a fost președinte al Camerei Deputaților și colegii lui, PSD-iști, aldiști și alți oportuniști, au votat împotriva ridicării imunității. Și a făcut omul, se pare că, ilegalități serioase. Nu vrea să fie anchetat. Și iată cum abuzează politicienii și își folosesc imunitatea parlamentară ca să eschiveze de la răspundere. Poate o să vină vreme să răspundă vreodată, dar atunci s-ar putea deja să fie expirat termenul de prescripție pentru faptele comise. Eu aștept niște cetățeni pe biciclete care trebuia să fi pornit acum jumătate de oră din parcul Izvor și aveau plan să pedaleze până aici, să merg cu ei mai departe, dar nu prea apar, nu știu de ce, se pare că nu sunt foarte punctuali. Ne jucăm cu mafia de la guvernare și cu forțele naturii. Am apărut până la urmă și i-am prins la popasul de lângă pompieri. Îmi vin utilul cu plăcut, am fost și la protest Rezist și la protestul de click, acum și la protestul pedalacilor.
că asta doar e o formă de exprimare. Vrem loc în trafic, vrem infrastructură biciclistică. Și nu mai cheltuiți milioane pe mega catedrale sau palate cum face Gigi Becker. Răstignire de aur.